Salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de Mafia. Noi suntem Mafia, glumeam. Deci de Mafia 2, alături de fratele meu, zice ceva, Edi? Zi salut YouTube. Salut YouTube. Da, alături de fratele meu, care face și el 4 ani anul acesta. Foarte, foarte șmecher. Deci o să fac și cu el videoclipuri. Stai așa? Ok. Deci, dacă aș putea să dau skip la conversație, n-am chef sau nimic. Ok, luăm asta. Deci, fraților, vreau de data aceasta să facem cât mai multe misiuni într-un episod, deoarece vreau să termin jocul cât mai repede. Deci, o să încerc să mă mișc cât de repede pot, să găsesc cât de repede pot totul. Da, alături de fratele meu deocamdată. Deci, ce sunt numai aici? E aglomerație din câte văd eu și o să fur mașina asta. Ceau, așa. Dacă nu îndreptam pistolul spre el, adică pușca, mă dădea înapoi jos din mașină și asta era foarte enervant. Nu, porni, nu. Radio off. Perfect. Mi-am luat un copyright pentru, bine, copyright de la gen, de la micuț, care pur și simplu câștigă creatorul melodiei banii de pe videoclipul meu. Care, îți dai seama, se îmbogățește creatorul videoclipului, creatorul melodiei, pardon, de pe urma videoului meu. Da, deci de la fraților, nu te băga în fața mea, așa, trebuie să mergem la, nu știu, trebuie să-l vedem pe Eddie, cel puțin asta, atât am zice jocul, trebuie să-l vedem pe Eddie. Da. Îți place jocul, Eddie? Uh-huh. Vorbesc cu fratele meu acum, pe el îl cheamă tot Eddie, nu? Da. Să ziceți în comentarii dacă vreți mai multe videoclipuri alături de fratele meu. Adică o să facem și cu facecam ceva, poate Minecraft, că lui îi place Minecraft-ul, nu? Așa e? Îți place Minecraft-ul? Păi zi, da! Îmi place Minecraft. Nu! M-a văzut poliția. This guy is a maniac, we need to take him down. Da, da. M-ați și pierdut, fraierilor. L-am călcat din greșeală pe ăla și... Că this guy is a maniac, we need to take him down. Păi știu că sunt un maniac, bă. Fraților, avem 877 de dolari. O zi să mergem la barul ăla, mă gândesc, nu? Că recunosc drumul ăsta, cred că e de la barul ăla. Da, e de la barul ăla. Aici, da? Da, aici, de la barul ăla. Trebuie să mergem la băruțul nostru. Dacă vă întrebați de ce merge așa de bine Mafia, acum am lăsat vreo 2 ore PC-ul închis la, gen, la răcoare maximă, plus că acum s-a făcut și noapte. Deci o să încerc noaptea să filmez cât mai multe episoade, ca ziua când e foarte cald și mor de cald și chestii, să încerc să fiu mai liber. Deci da. Hey, you can't be waving that around. Da, am tras în tine. O scos și eu la pistolul ăsta, îmi place. Morning, Eddie. Hey, Vito. I'd like to introduce you to somebody. Ia uite-l, mă. This is Carlo Falcone. Pleasure to meet you, Mr. Falcone. Vito? Vito? Wait, look outside Freddy. Ok, hai să luăm mașina asta, că e mai curată. Stai așa să treacă mașina de poliție, să nu ne vadă cum o furăm. Hai, treci și totul e bine. De fapt, stai, vreau mașina asta. Așa, doamnelor, dați-vă jos. Ce mă? Oh. Ah, mersi. Mersi de mașinuță, e foarte frumușică. Da, fraților, mi-a picat webcam o aparență, așa. Nu, melodia. Radio, perfect. Asta așa un pic. Să-mi pun webcam-ul mai ca lumea. Așa, perfect. Edi, te-ai pus bine? Stai bine așa? Da. Frate, mi-o are o poziție de aia de peste cap și chestiuțe și de aia nu știu dacă stă prea bine, dar dacă el zice că stă bine, eu o să-l ascult. Tot timpul ascult pe frate meu când zice ceva, nu sunt genul ăla, Edisa, stai bine? Dar hai că nu stai bine și după aia să-l forțești chestia. Așa face maica mea de obicei. Raul, ți bine să-și un pic să fac ceva? Microfonul un pic mai tare pentru că s-ar putea să nu mă aud. Așa, deci unde trebuie să mergem acum? La Luca ăla, nu? Da, trebuie să mergem la Luca. Nu vă băgați în mine. Ce repede am făcut bănuții înapoi. Stai așa un pic să... Eddie, nu, te rog, nu, Eddie, nu! Uite ce ai făcut, Eddie!
Stați că mă trăgea fratele meu de mână și m-am băgat în dusul bedii. Nu mai e firă, uite ce ai făcut cu mașina, uite. Vezi ce ai făcut cu mașina? De ce ești rău? Da, să trebuie să fur o mașină nouă, că nu vreau să mă duc la Luca ăla. Așa, după nume, pare un om important, Luca. Luca Bertore. Mașina asta pare foarte șmecheră, deci hai să o luăm. Easy. Easy money, easy life. Vine poliția, deja știe că am furat o mașină sau ceva. Nu, te bagi din fața mea. Era să te calc, bulangiule. Da. This is Luca's car. Uai, ce mașină tare are Luca. Ia uite-l. Ok, here we go. Shouldn't get too close. I gotta make sure Luca doesn't see me. Nu te băga, nu te băga. Vai, m-am bușit de o bordură cu aia. Pe aceea trebuie să iau. La o parte, la o parte, la o parte, la o parte. Bă, mi-apare stâlpul ăla în față. Hai să mergem după Luca. Ia uite-l. Mașina lui e cea mai mică, pe acolo singură. Aoleu. Trebuie să nu mă vadă Luca. Nu vă băgați în fața mea. Știu Luca că nu mă vezi. Știu Luca că nu mă vezi. Mamă, da. Nu-ți duce Luca. Hai Luca, unde te duci? Hai Bruce, ăsta nu Bruce. Hai Luca, oh, what? Nimă. Find the way to snitch. Au, ce mă? Sewer. That's the way. Looks like I can pry this off. Nimă. Am reușit. Jesus Christ, that reeks. Iac. Nici, ești mai greu. Shit, that dog could be a problem. Dead dog, nu? Hai să vedem. What? Iac! Iac, ce scârbos. Iaki, iaki. Use the ladder, hai să vedem. Câinele ăla chiar e o problemă. Don't get seen by Falcone, guys. Guys, really bad kid. So shut up before we turn you into meat.
stai come vede, stai come vede. Okay. Time to move. Time to move, okay. Deci fac eu. Trebuie să fie vreun geam sau ceva pe care pot să urc, nu? Ia, să vedem. A, uite. Nimă! Aoleu! Să răspund zăr pe ăla? Nu pot să-i fac nimic, o dă-i rămasă. De fapt, stai că o zis să nu ne găsească. Save your guys, find out. Trebuie să nu fim văzuți de Bertore ăla, nu? Aoleu. Aoleu. Aoleu, uite-l pe acolo. Aoleu, să răspund zurul pe ăsta sau să mă duc pe el? Ah, mă duc pe aici. Bă, fraților, cum noi o să încheiem acest episod aici, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați pe butonul de subscribe și să lăsați un comentariu și ne vedem data viitoare. Bye, bye!